la mai puțin de 100 de kilometri de capital, în comuna Ulmeni din Călăraș, a apărut de mai bine de un an o nouă groapă de gunoi. Munții de deșeuri, fie ele menajere, fie spitalicești, sunt depozitate direct pe pământ. Un adevărat dezastru ecologic care a fost scos la iveală de Asociația Cetățenii Ulmeni. Suprafața are 100 de hectare. Munții care îi vedeți acum au în jur de între 15 și 20 de metri. Capacitatea zilnică care o primesc e de 1500 de tone. Nu există nicio sortare, există strict depozitare și acoperire ulterior. Inițial, firma Casano Metal și cu util trailerul au cerut o autorizare pentru stație de sortare deșeuri și ulterior valorificare. Folosindu-se de autorizare ca stație de sortare, ei de fapt au mascat o afacere ilegală de depozitare deșeuri. Fără să aibă nimic amenajat, să nu aibă nimic la normă conform unui depozit ecologic. Zonă, au apărut acești munți de gunoaie începând cu anul 2019. A avut prima locație jos în decantor. După ce s-au umplut acolo, n-au mai putut ce să mai facă, cred că n-au mai făcut față la atâtea cantități de deșeuri, s-au mutat sus în curtea fostului combinat de porci Ulmeni. Gunoiul vine de la București. Deșeurile se află la o distanță de câteva sute de metri de casele și gospodăriile localnicilor, iar oamenii spun că situația este tot mai greu de suportat. Sunt intrigat de faptul că toți avem dreptul conform Constituției la un mediu sănătos, înțelegeți? Plus de asta eu am în curte o fântână. Deci la momentul ăsta eu nu mai pot folosi fântâna, întrucât apa deci are un gust ciudat. Plus de asta se arde foarte mult, iar fumul care îl tai cu cuțitul nu se poate respira. Nu poți deschide geam dimineața, nu poți deschide seara, iar dacă speli niște rufe și le întinzi pe sârmă afară, trebuie să le mai speli odată că miroase a fum. În zonă au fost realizate, cu ajutorul asociațiilor pentru protecția mediului, mai multe măsurători. Concluziile au fost de-a dreptul terifiante. Solul prezintă depășiri ale valorilor pentru majoritatea metalelor investigate, respectiv stibiu, argint, cobalt, mercur, zinc și staniu. Spre exemplu, la mercur concentrația este de 5 mg, de 5 ori mai mare decât limita admisă. Toate aceste elemente, plumb, cadmiu, mercur, prin ardere eliberează oxizi ai metalelor respective, care afectează puternic organismul. Mercurul, de exemplu, este cancerigen, cadmiu de asemenea. Dacă se inhalează, afectează plămânii, dacă este înghițit, afectează rinichii. Plumbul nu e biodegradabil, pe lângă rinichi afectează și creierul. Există și un risc crescut al complicațiilor neurologice. Să zicem, în intoxicația cronică, pozitivarea treptată a balanței plumbului în organism, nu determină acea simptomatologie cu debut brusc, cum se întâmplă în toxicitatea acută. Dar simptomele inițiale includ ataxia, lipsa de echilibru, neîndemânarea, amețele, iritabilitatea și insomnia. Copiii afectați sunt considerați în general lenți, iar baza biologică reală a acestei dificultăți nu este întotdeauna recunoscută. Dar atunci când nivelul metalului crește, se observă acea hiperexcitabilitate, iar în multe cazuri pot apărea confuzia, delirul și convulsiile. Echipa Realitatea Plus a stat de vorbă cu toți cei acuzați că au transformat județul Călăraș într-o bombă ecologică. Am început activitatea acum un an și jumătate. Obiectul principal de activitate este sortarea și tratarea deșeurilor municipale. Societățile dețin autorizațiile de mediu necesare. Compania Rosal a precizat că transportă în baza unui contract către stația de tratare util trailer deșeurile colectate de pe raza municipiului Giurgiu, fiind nevoită să facă acest lucru în urma închiderii ilegale a depozitului ecologic Frățești de către societatea EcoSud SA și firma de salubrizare care se ocupă de sectorul 2, a venit cu precizări. Contractele sunt încheiate între autoritatea publică locală conform legii 574, iar noi nu suntem colectare și transport în municipiul București, care la dispoziția acestui contract între cele două unități pe care vi le-am anunțat, transferăm deșeurile acolo unde
titularul și proprietarul deșeului care este cetățeanul și UAT-ul, adică primăria, dispune să facem treaba asta. Același punct de vedere ni l-a înaintat și reprezentantul companiei Romprest. În schimb, reprezentanții Gărzii de Mediu au subliniat că și în acest moment se fac controle în zona respectivă. România produce aproape 6 milioane de tone de deșeuri pe an, cu o medie de 272 de kilograme pe an, pe cap de locuitor și cu o rată de colectare de 82,3%, adică al treilea cel mai slab procent din Europa, după Bulgaria și Estonia.